Acum aproximativ 34 de milioane de ani în urmă, un gen de mamifer carnivoran, cunoscut drept Leptocion, cutreiera continentul american nordic în căutare de hrană, mai precis fructe și animale de talie mică. Acest animal se dovedește a fi unul dintre cele mai timpurii genuri din subfamilia canine. Subfamilia canine, dintre celelalte două subfamilii de canide ce au existat, Hesperocionidele sau câinii cățărători și Borofaginele sau câinii mâncători de oase, este singura care a supraviețuit până în prezent. Rude apropiate ale genului Leptocion au început a coloniza și lumea veche, sau Afro-Euroasia, acum aproximativ 8 milioane de ani în urmă, dând ulterior vlagă și taxonilor întâlniți în prezent, undeva prin epoca de gheață sau Pleistocen. Aceste animale, inclusiv Leptocion, despre care am vorbit adineauri, aveau probabil înfățișarea și stilul de viață a iduma vulpii cenușii din prezent, ce se întâmplă să fie cel mai bazal sau primitiv canin contemporan. Se întâmplă să fie de asemenea foarte cute. Ulterior, caninele au avut parte de o diversificare rapidă și de succes, divizându-se în încrengăturile următoare. Urocion, din care face parte vulpea cenușie, vulpinii, din care fac parte vulpile din lumea veche, și caninii, pe departe cea mai diversificată grupă, câțiva membri ale acestei încrengături, fiind vulpile americane, șacalii și lupii, subiectul videoclipului de astăzi. Primele specii din genul Canis, genul din care fac parte lupii și șacalii contemporani, erau extrem de larg răspândiți prin lumea veche. Însă cercetătorii sunt de părere că au apărut undeva prin Euroasia, acum aproximativ 1 milion de ani în urmă. Aceste canine sunt de asemenea cunoscute pentru fenomenul de hibridizare, speciile înmulțindu-se între ele ocazional. Un exemplu contemporan extrem de bun al unei astfel de hibridizări este specia Canis lupaster sau lupul aurio african, considerat până recent a fi o specie de șacal din pricina mărimii sale reduse, a cărui strămoș este o amestecătură genetică dintre lupul etiopean sau Canis simensis și lupul cenușiu sau Canis lupus. Această specie de canin este cunoscută și pentru hibridizarea cu strămoșii africani ai speciei de șacal auriu sau Canis aureus, care în prezent este întâlnită în Asia Sudică și Europa Sud-estică. Canis lupaster sau lupul auriu prezintă și o vastă varietate fenotipică, în această specie existând atât indivizi similari din punct de vedere morfologic cu lupii cenușii, cât și indivizi ce seamănă cu șacalii și sau cu lupii roșii sau etiopeni. Hibridizarea sau amestecul genetic între doi taxoni foarte înrudiți nu este un lucru întâlnit doar la canine, existând dovezi pentru acest fenomen într-o mulțime de alte specii. Acest factor este de cele mai multe ori extrem de benefic pentru ambele specii, genele primite de la rudele apropiate, lărgindu-le diversitatea genetică. În ciuda adaptabilității ieșit din comun al acestei încrengături de mamifere carnivorane, există și specii ce nu au reușit să treacă de testul timpului. Lupul pleistocen, poreclit în mod colocvial și lupul străvechi sau lupul feroce, este un reprezentant bine cunoscut al acestei categorii, un prădător relativ robust ce a trăit în America de Nord până acum aproximativ 10.000 de ani în urmă, specializat pentru a vâna marile erbivore ale epocii de gheață. Acest animal este pe departe cel mai mare membru al caninelor ce exista până acum, fiind în medie cu până la 20% mai mare decât lupul cenușiu. Pentru mult timp se credea că lupul pleistocen și lupul cenușiu erau taxon soră, adică erau mai înrudiți unul cu celălalt decât cu oricare alt taxon. Această idee a fost considerată a fi adevărată de mai toată lumea, având în vedere faptul că scheletele celor două animale sunt aproximativ identice la nivel morfologic, pe lângă diferența de mărime, existând doar contraste subtile între cele două specii, precum grosimea exponențială a oaselor și forma diferită a dinților lupului pleistocen. Lupul pleistocen prezintă niște dinți specializați în spatele gurii, imediat după carnasiere. Aceste carnasiere specializate, ce sunt folosite de lupii cenușii pentru a tăia carnea și ajuta la masticație, erau extrem de mari în lupul pleistocen și erau cu siguranță folosite la zdrobitul de oase și accesarea mădufei acestora. Pe lângă mărime,
Plasarea acestor dinți este de asemenea un indiciu cu privire la folosul lor, având în vedere că presiunea mușcăturii este exercitată cel mai eficient în spatele gurii. În ciuda asemănării dintre lupul pleistocen și cenușiu, un nou studiu sugerează o relație mult mai complicată între aceste două specii. În ziua de astăzi, savanții sunt capabili să extragă ADN-ul din rămășițe ce datează din pleistocen. Însă găsirea rămășițelor bine conservate ale acestei specii de canin a fost un lucru extrem de dificil. Majoritatea specimenelor de lupi pleistoceni au fost descoperite în piscinile de smoală la Brea din Los Angeles, lucru ce a complicat drastic secvențierea genomurilor acestora, având în vedere că smoala degradează ADN-ul ce poate fi extras. În cele din urmă însă, cu puțin efort de echipă provenit de la mai multe instituții, se reușește secvenționarea genomurilor a 5 specimene de lupi pleistoceni bine conservați, datele extrase fiind ulterior comparate cu ADN-ul a mai multor specii de canine contemporane, inclusiv lupul cenușiu. Datele au concluzionat faptul că lupul pleistocen și lupul cenușiu și-au dezvoltat asemănările în mod convergent sau paralel, nefiind prea înrodiți unul cu celălalt. Ba chiar să fie atât de îndepărtați încât să fie nevoită plasarea lupului pleistocen sub un gen complet diferit de Canis, fiind plasat din punct de vedere taxonomic de la Canis dirus la noul gen Enochion dirus. La nivel genetic, se dovedește că ultimul strămoș al genurilor Canis și Enochion a existat acum aproximativ 6 milioane de ani în urmă și că, în contrast cu restul caninelor, lupul pleistocen nu s-a amestecat deloc la nivel genetic cu alte specii de canine. Datele genetice de asemenea confirmă originea acestei specii în America de Nord, o probabilă explicație pentru lipsa de hibridizare în această specie. Se crede că Enochion dirus, sau lupul pleistocen, este ultimul membru al unei încrengături de canine ce a rămas evoluat și prosperat în America de Nord, care deși a coexistat cu lupul cenușiu pentru câteva mii de ani înainte de dispariția sa, nu și-a amestecat codul genetic cu acesta, din pricina diferenței prea mari dintre cele două specii la momentul dat. Se presupune că această grupă este probabil relativ înrudită cu specia contemporană Crisochion brachiurus, sau lupul cu coamă, un alt ultim membru ale unei încrengături de canine americane dispărute. În momentul de azi sunt recunoscute două subspecii de lup pleistocen, și anume Enochion dirus dirus, ce trăia în estul Canadei și Statelor Unite, și Enochion dirus gildai, ce trăia în sud-vestul Statelor Unite. Lupul pleistocen vestic, sau Enochion gildai, considerat a fi subspecia mai robustă, diferă de ruda sa estică prin membrele sale mai scurte și dinții mai mari, adaptări ce pot fi legate de mediul în care trăia acest animal, ce fie prezenta mai multe erbivore mari, fie prezenta competiție mai acebră, sau poate chiar și una și alta. Având în vedere faptul că Enochion face parte dintr-o încrengătură complet străină de canine, nu prea avem idei despre cum arăta exteriorul blănos al acestui organism. Ilustratorii au venit cu propuneri pentru rezolvarea acestui caz, încercând să-i găsească un analog, un canin contemporan ce trăiește într-un climat relativ similar cu cel întâlnit în pleistocenul american. Pleistocenul american, mai ales în zona Statelor Unite, era mult mai cald decât se închipui, zona fiind mai mult sau mai puțin comparabilă cu savana africană. Climatul temperat, ușor arid în zonele marilor deșerte, fiind singura diferență. Astfel, noile reconstrucții ale lui Enochion dirus prezintă o blană cel puțin ușor maroniu roșcată. Bazându-se pe animale precum Crisochion brachiurus sau lupul cu coamă și Cuon albinus sau câinele sălbatic indian, ce trăiesc în climate comparabile cu cel întâlnit în pleistocenul american. În cele din urmă, lupul pleistocen a dispărut, cum am zis înainte, acum aproximativ 10.000 de ani în urmă și se crede că lipsa variației genetice ar fi motivul, făcându-l mai puțin adaptabil, dependent de populația locală de erbivore mari și în același timp mai predispus la dispariție. Speciile mai promiscuoase, care trăiesc și în prezent, precum lupii și coioții contemporani, dobândind astfel gene ce le-au făcut mult mai adaptabile.
Amestecarea genetică a acestor canine le-a făcut mai rezistente de asemenea la boli provenite de la specii invazive, precum animalele Americii de Sud, continent ce s-a unit cu America de Nord relativ recent. Lupii, în contrast cu ai lor veri îndepărtați, pot profita de mai multe surse de hrană în același timp. Pe lângă animalele mari, pentru care sunt mai mult sau mai puțin specializați, aceste animale sunt cunoscute să mănânce și animale mai mici, pești și chiar și fructe. Datorită adaptabilității sale, lupul a devenit prădătorul de top al emisferiei nordice și ulterior, mai mult sau mai puțin, cel mai bun prieten al omului. Și cu asta, jupânii mei, se încheie videoclipul de azi. De v-a plăcut, dați frumos acolo pomană like și de doriți să mai vedeți conținut de la jupunul vostru preferat în viitor, puteți să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Eu am Tulito.